iubiți părinți, stimate oficialități, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am nespusă bucurie și onoare în același timp să vă spun bun venit la un nou eveniment de excepție cultural-artistic pe care Protopopiatul Moinești îl organizează cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim. În seara aceasta veți asculta un adevărat florilegiu de cântece populare și patriotice în interpretarea unor voci de excepție, unor voci extraordinare. Poate v-ați întrebat o parte dintre dumneavoastră de ce Biserica, de ce Protopopiatul Moinești organizează un asemenea eveniment, un asemenea concert. Răspunsul este foarte simplu. Știm cu toții că anul acesta este un an special pentru România, pentru că se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918. Se împlinesc 100 de ani de la făurirea Statului Național Unitar Român. De aceea, concertul din seara aceasta se dorește, în primul rând, a fi un prinos de recunoștință pentru toți aceia care au crezut, au luptat, au făurit România Mare. În al doilea rând, un motiv la fel de important, aș spune eu, este faptul că Biserica întotdeauna a prețuit, prețuiește și promovează frumosul. Biserica ca instituție întotdeauna a prețuit și promovează cultura. Biserica prețuiește și promovează folclorul ca cea care este fața, una din fețele prea frumoase ale culturii noastre române, ale sufletului nostru românesc. Cu alte cuvinte, în seara aceasta veți asculta un discurs despre frumos, despre adevăr, despre autentic, despre valoare, de ce nu, mai ales într-o lume care promovează din ce în ce mai mult non-valoarea, despre frumusețea sufletului românesc, despre România, despre România Mare. Înainte de a oferi microfonul părintelui Ciprian Ignat, prezentatorul concertului din această seară, prezentatorul și acestui concert, pentru că îl cunoaștem cu toții și din celelalte momente, sau de la celelalte momente cultural-artistice organizate de noi, doresc ca în puține cuvinte și în puține minute de asemenea, să mulțumesc partenerilor noștri, celor care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment. Și anume, aș începe cu pensiunea Mario din Moinești, pe care vă rugăm puteți să-i și aplaudiți. De asemenea, mulțumirile noastre le adresăm clinicii medicale Luxor din Bacău, CRE CFR Progresul din Comănești, Omega Communication din Comănești de asemenea, Colegiului Dimitrie Chica din Comănești și, nu în ultimul rând, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Moinești, Primăriei Municipiului Moinești, pentru mai ales spațiul pe care ne-a oferit în seara aceasta. Cele ce urmează, le invit la microfon pe părintele Ciprian Ignat, care ne va prezenta cele ce vor urma în seara aceasta și vreau să vă asigur că veți avea parte de un moment cu totul și cu totul special. Și vă mulțumesc pentru invitația de a fi și în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la un concert deosebit. Bună seara și bine ați venit la concertul extraordinar de folclor și cântece patriotice organizat de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în colaborare cu Primăria Moinești, Protopopiatul Moinești, alături de partenerii menționați de către Părintele Protopop, care au dorit să sprijine acest eveniment cultural. Pentru că suntem într-o perioadă frumoasă, aceea de după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos,
frumos este să începem acest eveniment cultural cu imnul Hristos Înviat. Hristos a este un an important pentru toți cei ce simt și trăiesc românește în spațiul acesta Carpatul Danubiano-Pontic și în întreaga lume. Declarat de către statul român drept anul centenarului Marii Uniri, iar de către Patriarhia Română, anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, anul acesta sunt organizate, stabilite și programate diverse manifestări care să aducă în memoria noastră actul important pe care neamul nostru a reușit să-l împlinească acum 100 de ani. Aceasta este de altfel motivația pentru care Părintele Protopop Costel Mareș, alături de reprezentanții consiliului local, de domnul primar al municipiului Moinești, Valentin Vieru, și alți reprezentanți ai instituțiilor locale importante, și-a unit eforturile pentru a oferi în această seară un concert pentru inimă și suflet, ce împletește doina, cântecul de veselie, piese populare și patriotice, un repertoriu bogat unind toate provinciile și zonele de folclor ale țării noastre, precum și pe cele ale Basarabiei. Pentru început, avem în fața noastră un grup de tineri elevi ai Colegiului Tehnic Dimitrie Chica. Ei au venit în fața dumneavoastră pentru a derula o parte din programul prezentat pe 27 martie anul acesta pentru aniversarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. La acea aniversare au fost prezenți elevi de la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Don Dușeni, Republica Moldova. Cele două licee s-au înfrățit cu acest prilej, iar în programul lor vor recita cântece și versuri din poeții basarabeni George Vieru, Nicolae Dabija, Alexei Mateevici și din poeți români precum Mihai Eminescu, Adrian Păunescu, Gheorghe Sion și alții. Să-i ascultăm! Yeah.
măreție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Rugă de pasăre sus peste țară, care se odihnește numai când zboară. Rugă de pasăre care numai când cântă nu moare. Rugă de iarbă, abia răsărită, când cerul de peste ea să dea în floare. Rugă de piatră să fie zidită, în zid de templu, nu de închisoare. Rugă cântec, rugă plânset, rugă blestem, naivă, credulă, nebună, de aiet care speră cu un poem că ar putea face lumea mai bună. Și cuie pentru ea se pregătesc, și primăvara jertfe noi aduce, și plânge iarăși neamul românesc. Noi n-avem niciun drept la fericire, mereu în casă moare cineva, și n-are țara dreptul să respire, și nici pe acela simplu de a visa. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin triburi să ne ia pământ și frați, și în fața lor abia răstim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Ce cale poate țara să apuce în tragica neconvertită zi? Se urcă Basarabia pe cruce și nu știm învierea când va fi. De-i curge tu, Prutule, de-i curge pe Nistru, să nu mă mai desparți de frații mei. De-i curge tu, Prutule, de-i curge pe Mureș, ca liber să pot asculta cântecul nostru, cântecul neamului meu. De-i curge tu, Prutule, de-i curge pe Olt, să nu mai fiu întrebat ce caut eu, ce caut în țara mea. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și am năvălit pe-l tău pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să spun? Pe mine m-au mințit la școală, că mi-ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. De vorbe răpuși, la poalele serii, în locul durerii, departe de ruși, ne așteaptă brâncuș la masa tăcerii. Yeah.
Ce vorbim, altă limbă armonioasă că ea nu găsim. Saltă inima plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mamă, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar că nu poți nici plânge și nici râde, că nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Pe ramul verde tace o pasăre măiastră, cu drag și cu mirare, ascultă limba noastră, dar spune și cuvinte când cântă la fereastră, ea le-ar lua, știu bine, din sfânta limba noastră. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste, s-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Copile, ți las drept moștenire această limbă fără moarte și plină de dumnezeire să-i duci lumina mai departe. Tu, limba ta s-o îndrăgești, găsească unii ce-o turoasă. Pe mama ta, cum o iubești, nu de atâta că e frumoasă. Dar știi cât s-au căzut sub coasă și limba în gură li s-a fript, pentru ca tu să o ai frumoasă și să o vorbești nestingherit. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei ce vă spădiți, e păcat, nu-i drept și nu e bine să vinzi casa care te-a încălzit. Bani ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și viața e grea, dar cum să vinzi fereastra oare la care maica te aștepta? Casa părintească nu se vinde. Nu se vinde tot ce este sfânt. Din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață și părinții sus ne-or întreba ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă azi de ea? Trăine pofte ne-au răpit, când via dulce, când ogorul, dar nimeni nu a izbutit din pe să smulgă tricolorul. Fusese vremea mult prea truntă și atât ne-a ars de dânsul dorul și azi ne strângem și la nuntă și la botez cu tricolorul. Trei culori și o singură iubire, românească! Trei culori și o singură vorbire, românească! Trei culori și o singură credință, românească! Trei culori și o singură ființă, românească. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă, cu amor? Fii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori. Viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc!